Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest video voi deschide câteva pachete cu electronice, în mare parte, cumpărate de pe AliExpress, mai exact fiind al 11-lea episod al seriei Mailbox. Să începem cu acest mic pachet alb, tăiem cu foarfeca, deși nu prea indicat. Avem o pungă tip zip transparentă, iar în interior avem alte pungulițe tip zip. Acestea sunt LED-uri grupate pe culori, având corpul alb semi-transparent, pentru a avea o lumină difuză. Sunt în total 100 de LED-uri de 3 mm, câte 20 bucăți pentru fiecare culoare, pe roșu, albastru, alb, galben și verde. Voi verifica câte un LED din fiecare pachet cu acest tester făcut de mine. Să începem cu testarea unui LED alb din această pungă. Plus pe terminalul mai lung și minusul pe terminalul scurt, luminează destul de puternic. Să reglăm la 8 mA, 10 mA, 15 mA, foarte puternic și nici nu am schimbat la 20 mA. Căderea de tensiune pe LED este de 2,9 V. Îmi pare rău că pâlpui acel voltmetru roșu digital, în realitate nu face așa. Să continuăm cu un LED roșu, cam aceasta este intensitatea LED-ului. Următorul LED, unul verde. Să testăm și unul albastru, culoarea mea favorită. Și ultima culoare, testarea unui LED galben. Luminează mai mult spre portocaliu, dar oricum știu că e mai dificil să găsești LED-uri care să lumineze galben așa cum trebuie. Să desfacem al doilea pachet galben, să vedem ce avem aici. Într-o pungă care pare antistatică, avem 4 conectori jack. Punguța arată destul de profi. La prima vedere nu arată rău conectorii. Să desfacem unul pentru a vedea interiorul. Da, arată destul de solid. Lungimea cu tot cu arc e de aproape 56 mm. Și dovadă de unde vine acel standard de 3,5 mm. De acest conector poate fi atașat un cablu de maxim 4,6 mm în diametru. Să vedem și o comparație cu un alt conector jack de 3,5 mm, deoarece am avut surpriza cu unii conectori care aveau lungimea diferită de cum ar fi trebuit. Acesta e în regulă. Cu doi dintre acești conectori voi face un cablu audio scurt. Desfacem capacele conectorilor. Să lipim masa, GND-ul. Am cam topit nițel cablul. Să cositorim firele calde. Nu uităm să cositorim și conectorul. Conductorul transparent îl lipim în partea de jos, reprezentând canalul audio din stânga, iar conductorul roșu în centru, reprezentând canalul audio din dreapta. Să strângem cablul de această parte metalică și repetăm același lucru și la celălalt conector. Voi tăia zonele acelea în exces. În plus, am lipit niște bandă Kapton Tape. Nu e obligatoriu, se poate și cu scoci, să punem în capacele. Mare atenție să le introduceți pe cablu înainte să lipiți conectorii. Și cam așa arată produsul final. Să-l testăm cu multimetrul. Masa primului conector de masa celuilalt trebuie să avem continuitate și o rezistență cât mai mică. Să verificăm între masă și cele două canale. E bine, deci nu avem scurt. Canalul dreapta cu canalul dreapta al celuilalt conector și canalul stânga cu canalul stânga.
încă o dată masa și e în regulă. Să deschidem următorul colet, acesta fiind mai măricel. Avem o altă pungă și pare să fie o tresă absorbantă. Se pare că mai avem încă o pungă albă. În cele două pungi albe sunt rezistoare de un sfert de watt. Le dăm într-o parte și ne concentrăm pe tresa absorbantă. Această tresă a venit într-o pungă zip transparentă. Să scoatem rola. Așa arată tresa. Ne spune că lungimea e de 3 metri, iar lățimea de 3 mm. Să verificăm lățimea cu acest șubler. Are 3,2 mm, mai mult cu 0,2 mm. Vom verifica și lungimea ei cu ruleta. Da, chiar are 3 metri lungime. Voi testa un pic pe acest cablaj. Iar acum și pe acest cablaj cu găuri. Da, pare fi în regulă. Pentru un amator, la nivel de hobby, pare suficient. În următoarele pungi zip, semi-transparente, avem câte 600 rezistoare. În total 1200, deoarece am luat două pachete. Să vedem și spatele pungii. Fabricantul este IBW, dacă ajută cu ceva, acuratețea de 1%. Să scoatem rezistoarele de aici pentru a măsura câteva valori. Să testăm prima dată câteva de 100 kΩ. 98,6. Cam puțin. La prima vedere pare să se încadreze în toleranța de 2%. Să testăm câteva de 68 kΩ. Primul rezistor are 67,3. Pentru a se încadra în toleranța de 1%, trebuie să aibă între 67,32 și 68,68. Practic plus minus 68 kΩ. Hai să mai testăm și unele de 1 kΩ. 0,996. 0,998. Acestea se încadrează foarte bine în toleranța specificată. Mai departe, să vedem ce avem în această pungă transparentă. Par să fie niște suporți la prima vedere. Da, sunt suporți de lipire pe PCB pentru baterii CR2032 sau CR2025. Sunt pentru un proiect viitor. Un tester pentru cabluri USB. Nu vă spun mai multe, vreau să fie o surpriză. În total sunt 10 suporți. Să vedem ce avem în următorul pachet de culoare verde, foarte frumos. Să le scoatem de aici. Avem 5 porturi USB-A 3.0. Sunt tip THT. După ce îi cumpărasem pe aceștia, mă tot gândeam să mă uit și după unii conectori USB 2.0. Tot aceleași tipuri cu cei de față. Următorul pachet de culoare galbenă. Sunt conectori USB-C cu lipire pe PCB. Să scoatem unul de aici. Conectorii aceștia sunt de o groază de tipuri, forme. Cel de față e de 24 pini. Coletul acesta e mai voluminos. Avem ceva din plastic.
pare să fie un suport. Să-l scoatem din punga aceasta. Da, este un suport pentru telefon. Doar că la prima vedere pare destul de firavă construcția acest plastic. Nu am mai stat să îl măsor, dar are aproximativ jumătate de metru. Aici avem zona de prinderi de masă a suportului. Se vede o comparație cu un clește al unui suport mai de bună calitate. Din păcate, suportul nu a ținut mult, acesta rupându-se în zona de jos. Dacă aș fi fost mai atent în comentarii, aș fi știut că suportul e de foarte proastă calitate. E învățătură de minte. Următorul pachet, acesta fiind și mai voluminos. Ca de obicei, sunt mai multe pachete într-unul singur. Unele produse deja se și văd ce sunt. În această cutie avem un cântar electronic. Să îl scoatem de aici. Avem o hârtie cu probabil instrucțiuni de utilizare în diferite limbi. Să dezlipim această folie din plastic. Pentru funcționarea cântarului e nevoie de două baterii 3A. Ce bizar, a pornit de unul singur. Hai să-l repornim din nou. Acum e pe 0. Cifrele acele de pe ecran se văd destul de bine în realitate. Flickerul apare doar în filmare, nu și în realitate. Să măsurăm acest ludor de la cinel pentru a vedea cât a mai rămas din el. 40,72 de grame. Oare cât cântărește un LED de 3 mm? Stai că a căzut pe lângă. Aproximativ 0,11 grame. Să punem mai multe. Acest cântar poate măsura până în 500 de grame. De aici stingem sau aprindem lumina albastră. Butonul din stânga jos schimbă unitatea de măsură. Lumina e albastră nu prea e pe placul meu, aș fi vrut să fie un alb sau un galben, să văd ce pot face pe viitor. Următorul pachet, să tăiem cu foarfeca. Acesta conține alte 3 pachete negre. Să desfacem unul. Avem o rolă cu sârmă din cupru. Aici scrie că e de 1 mm. Să verificăm cu acest șubler. Da, are 1 mm grosimea. În următorul pachet avem tot sârmă din cupru. Scrie că e de 0,8 mm. Să verificăm. Da, e de 0,8 mm ca grosime. Și al treilea pachet, la fel tot sârmă din cupru. Asta cred că e cea mai subțire, de 0,6 mm. Să măsurăm și pe acesta. Da, are 0,6 mm. Să cântărim și fiecare rolă cu sârmă din cupru. Luăm prima dată pe cel de 0,6 mm. Are 59,19 grame. Rola cu sârmă de 0,8 mm are 59,1 grame. Și ultima rolă cu sârmă de 1 mm are aproximativ 60 de grame. Rola din plastic, fără sârma din cupru, are aproximativ 8 grame. Concluzie, fiecare rolă are cantitatea de sârmă din cupru de aproximativ 50 de grame minim, așa cum scrie în descrierea de pe AliExpress. Mai departe, să vedem ce avem în acest pachet alb mic. Avem niște, nu știu cum să le numesc în română, miezuri de ferită toroidale. Avem unele verzi și celelalte roșii. Din acestea roșii avem 5 bucăți. Dimensiunea exterioară de 9,7 mm. Grosimea de 2,5 mm, iar dimensiunea interioară de 4,9 mm. Să le vedem și pe acestea verzi, în total fiind 10 bucăți.
dimensiunea exterioară de 12,9 mm, grosimea de 2,6 mm, iar dimensiunea interioară de 7,9 mm. Mai departe, avem doi bureți din cupru pentru curățat vârful LED-conului. Buretele vechi s-a cam uzat, așa că trebuie înlocuit. Să arunc fluturul ăsta de aici. Punem buretele nou. Hai să-l punem pe celălalt. Gata, a fost înlocuit. Mai departe, știu că acesta nu e un pachet cu electronice, doar că în acest domeniu e nevoie și de șoricei, crede-mă, fiind utilizați pentru aranjarea cablurilor conductoarelor. Grosimea e de 2,5 mm, iar lungimea de 100 de mm. Și ultimul produs, avem un fluctuator trimis greșit. Să îl scoatem de aici. Cu tot cu rola din plastic, cântărește 99,52 de grame. Aproape 200 de grame. Însă, după ce am dat fluturul jos, am constatat că rola din plastic e mai groasă și grea decât credeam. Practic au vrut să completeze până în 100 de grame. Și se pare că rola din plastic are aproape de 36 de grame. Practic avem doar aproximativ 63 grame fluidor. Dar nu e aceasta principala problemă, ci faptul că în anunț apare alt fluidor, așa că am cerut returnarea banilor, trimițându-le o poză și un clip scurt cu dovadă, cu ce am primit în realitate. Și din fericire am primit banii înapoi. Aici se termină episodul 11 a seriei Mailbox. Dacă v-a plăcut clipul de față, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!